ajuns în Iași. Avem concert. În mașina. Eu țin la mașina asta foarte mult. Pentru că am dat să nu vând mașina. Așteptăm, așteptăm să vând concertul. Ca să-mi iau alta. Am venit de la Iași cu avionul și am găsit pană la mașină. Am găsit o parcare și nu mai merge. Are pană, nu se știe ce fel de pană. Pană la motorul. La baterie. Nu mai vrea să meargă sărăcuța. De-aia îmi trebuie mașină nouă. Nu e pană, nu mai merge. Pur și simplu, nu știu de ce. E bine să ai trupă, băieți. Când eu spuneam că îmi trebuie mașină nouă, îmi trebuie mașină nouă. Noroc cu băieții! Treacă băieții! Așa băieții! Așa băieții! Nu merge, ne cumpărăm mașină nouă. Petrișor, mai bine facem o priză, așa ai? Aulă. Hai să o băgăm la loc în parcare și să chemăm platforma. Hai să o parcăm. Ce ăla? A picat chipul ei. S-a rupt și cheia. Păi nu știu, ți-am dat-o ție. Eu era bine când ți-am dat. Chipul, nu era chipul. S-a rupt cheia în contact? Cred că să ridice în reș. Serios, s-a rupt cheia în contact? Da. Îi dirijezi, Green? Da. Exact cum faci la sunet. Tu ești domnul care ne leagă pe toți. Gata, îmi iau mașină nouă. Să vedeți ce mașină îmi iau. Îi aștept. Clară, băieți, gata. Asta este semnul că-mi trebuie mașină nouă, e clar. E clar. Hai amândoi, iubire, și eu luăm cheia. Păi da, ce crezi că fură din ea? N-au ce să fură decât părul lui Jack. Hai. Ne luăm mașină nouă, ne luăm mașină. Acum chiar că. Acum chiar că mi-au mașină nouă, gata. Am ținut mașina asta 9 ani, gata. Gata, am fost fidelă acestui brand, acestei mașini. Acum trebuie să evoluăm, să luăm o mașină nouă. Nu se mai poate așa. Ne lasă în drum, ne lasă în parcare, în aeroport, chiar așa. Plătesc parcarea de mă usucă după aia. Deci soțul meu are un dar. Pac, când mi se întâmplă mie o problemă, mai inopinant așa, apare el de undeva și vine și mă salvează. Și fix când eu am aterizat, Duba cu echipa era aici, în dreptul aeroportului. Țac, apa, ca să mă salveze pe el. La fix. Soțule, mulțumesc! Sunt șmecher, nu? De fiecare dată când are probleme sunt aici, nu? E bine, nu? Să mergem acasă ca să nu rămânem la aeroport, nu? Am ajuns la masă! La masă! La masă! Ia uite ce mașină! Ce rotiță asta e schimbător? Te joci cu ea! Băi, nu mi-am luat eu mașină! Nu vă suprați! Dați un leu sau doi, vă spăl mașina! Hai că-ți dau eu 50 de lei! Vă spăl mașina gratis dacă îmi dați bani! Și asta e a mea, și asta e a mea. Și mai am una acasă. Hai mă! Andrea, strici? Momentul romantic. Prânzul romantic. A, deci era oferit moment... un trandafir. Era moment romantic. Nu vezi că i-am oferit acești trandafiri ofiliți. E prea mic? Tu amic cât ai? 21, nu ai? Nu, am 22. Dai seama, adică... Deja, asta e în altă ligă. E în altă ligă, exact. Dacă aș fi avut și eu 23, dar am 26. Da, da, îl inițiezi. Ieri am văzut pe Facebook. În ce? În arta prostiei? Măi, el ar vrea, fii atent, de ce l-ar vrea? Tu nu vrei. Nu sunt de acord cu relațiile în trup. Contrazic. Am mai avut o dată de asta, toare s-a întâmplat cu un șofer și i-am dat pe amândoi afară. Relațiile profesionale rămân profesionale. Rămân profesionale, ca nu amestecăm. Ca să-ți exact. Că după aia încep problemele, da. Trupă încep dramele. Chiar dacă zici că nu încep, încep. Deci la locul de muncă, nu, regula number one. Nu iar ocupați degetul, la locuri că ridic degetul, înseamnă că e din puțul gândirii. Și atunci te rog eu frumos, știi ce să faci, să-l dai afară pe toți. De ce? A, ca să te cuplesc el. Ești o nemernică. Aruncă-te. I-am zis așa, dacă să aleg între dragoste. Andreea, dacă și mi-iau muncă. Un Lotus, un Ufăr, da. Acolo din lac, are șanse. Și cum vrei să-ți aducă Lotusul din lac? Că ai o rădăcină foarte lungă, știi? Și sunt protejați prin legea acestea. Îl și uzi și îl bași și la pârnaie. Da, mă, săracu. Și ești, nic, ești o nemernică. Să nu stricăm. Nemernică ce ești tu. Cum am zis atunci? Prăpădită! O prăpădită! Prăpădită! Te-am văzut așa prăpădită! Prăpădită! Uitați-vă ce prăpădită! Prăpădită! Ești o prăpădită! Prăpădită! Mai zi o dată! Prăpădită! Pasternacu! A!
pisicuțelor! În ce crezi tu, Cristina? În Andreea Bolan. Andreea Bolan e viața mea. Bun răspuns, îmi place. Mai pisicuțele mele, vreau să dezbatem astăzi dacă este mai greu sau nu să fii femeie. Clar este, e cel mai greu să fii femeie. Este mai greu să fii femeie decât bărbat? Da. Ziceți fetelor. Da. Dacă am întrebat un bărbat, ar zice că nu. Bă, da, să ba nu, și bărbații zic, în momentul în care ne văd și cât stăm să ne aranjăm, să... Foarte mulți bărbați am întâlnit care au spus, Doamne, cât de greu este să fii femeie, nu cred că aș putea să fac asta în fiecare zi. Dar lor le place să ne aranjăm, adică vor să fim frumoase, aranjate, coafate, machiate. Exact, știi? Dar comentează că durează prea mult. Mă deranjează că atunci când o femeie are 3 relații, 4 relații, 5 relații la activ, câte relații vrea ea la activ, da? Este considerată ușuratică, că sare din floare în floare și așa mai departe, da? Dacă bărbatul are mai multe relații, a, ce tare, face experiență, e bine să aibă experiență, nu e considerat curvar sau flușturatic, da? Și cred că este un topic deranjant pentru toate femeile, adică femeile n-au voie să facă ce fac bărbații. Bărbații au voie, ei sunt liberi, e foarte bine ce fac, femeile n-au voie. Așa e. Discriminare se numește asta. Sau în momentul în care femeia înșală, înșală este considerată, Doamne, de cea mai proastă speță. Da. Dacă bărbatul înșală, se admite, e ok. Da, și mie mi s-a întâmplat, am fost înșelată și parcă, ce, păi cum? Ce-a făcut? Ce s-a întâmplat așa tare? Da, asta e. Da, toți bărbații, chiar și el zicea, păi cum? Pentru că femeile iartă, bărbații nu iartă niciodată. Păi și femeile ar trebui să nu mai ierte. Femeile nu își asumă relațiile, dacă și bărbații întotdeauna recunosc. Cum? Bărbații recunosc dacă înșală? Cum? Mie nu mi-a recunoscut. Ce bărbați ai întâlnit tu? Fii drăguță. Cum? Mie nu mi-a recunoscut că m-a înșelat. Cum? Nici mie. Cum? I-am prins. Și când l-am prins, era exact. Zice, prietenă. Nu, ne-am întâlnit din punct de vedere... Exact. Amical, așa. Amical, da. Sau profesional. Da. Atâta. Cum să-mi recunoască? Cine ți-a recunoscut? Ție ți-a recunoscut, Cristina? La pomine nu m-a înșelat. Nu, eu vorbesc așa din cât. Ipotetic. Ipotetic vorbeam și noi. Minți, Cristina, minți. Chiar nu mint. Nu. M-a înșelat și mie nu mi-a recunoscut. Nu este ceea ce pare, nu este adevărat, este doar o amică, o prietenă. Cum adică? A venit în studio și a înregistrat-o. Exact! Și toată lumea zicea, măi, te minte, nu, cum, eu credeam, nu, e adevărat, nu se poate. Până când a venit dovada aici, de aici, adică la femei, m-a trebuit să vină așa mură în gură dovada, așa în față, și să nu mai ai ce să spui. Până n-am avut dovada așa aici în față, am zis că nu e adevărat. Că ți-era și frică să accepti asta. Da, ne mințim. Asta e și în general, noi femeile ne mințim. Da. Ne mințim că nu e adevărat. Stai așa, așa. În schimb, bărbații nu fac asta. Dar la o mică greșeală, gata. Păi și asta înseamnă că bărbații iubesc mai puțin? Nu crezi că iubesc mai puțin? Nu. Bărbații iubesc mai puțin. Eu așa cred că ei simt, noi suntem simt mult, un pic mai puțin. Mai mămoase, mai afectuoase, mai... Ei nu au latura asta atât de bine dezvoltată. Ei sunt mult mai radicali, sunt... probabil și ei iubesc, cu siguranță. Doar că nu își exprimă atât de mult sentimentele așa cum noi am vrea. Miruna, tu ai fost înșelată? Din câte știu eu, nu, dar ce nu știi nu te doare. Da, da, și eu gândesc așa, ce nu știi nu te doare, adică eu am aflat, am știut și m-a durut. Da, și nu, bărbații nu recunosc, din contră, cred că mai degrabă o femeie prinsă cu mâța în sac, mai degrabă zice, da, m-am îndrăgostit, că de obicei, eu așa cred, acum nu știu, eu cred că femeile atunci când înșală, se îndrăgostesc, right? Da. Bărbații când înșală din mai multe motive. Fie că se plictisesc acasă. Pentru că sport, al doilea motiv. Da, pur și simplu le e bine acasă, dar în același timp au chef așa să își umple viața. Deci cam astea ar fi cele două motive pentru care e înșală. Dar în general
cred că înșală pentru că nu sunt fericiți acasă și nu vorba că nu sunt fericiți acasă, nu sunt fericiți cu ei înșiși, pentru că un bărbat sau un om în general, dacă este happy și fericit cu el însuși și nu are frustrări și se iubește pe sine. Nu ar înșela atât de mult un bărbat dacă femeia de lângă el ar fi deșteaptă și n-ar ierta. E simplu. Da, dar dacă iubești, nu înșeli. Bărbatul nu poate să gestioneze succesul femeii. Și dacă este mai mare ca al lui. Și atunci la nivel emoțional și psihic se simte castrat. Și se duce și caută, ca să se simtă bine, să-și hrănească orgoliu, se duce și caută o mironosiță care are mai puțin succes ca el, care are capul plecat și care îl vede și îl divinizează pe el. Și care este la același nivel. Sau mai jos. Sau da. Mai jos. Ca el să se simtă bine și să-și umple ego. E, și cred că de aici cele mai mari divorțuri, cele mai multe divorțuri și cele mai multe despărțiri se întâmplă între femeile de carieră și bărbații lor. Da, din păcate n-ar trebui să existe așa ceva. Ar trebui ca bărbații să accepte ideea că în ziua de azi nu mai e chiar ca acum, ca în peșteră, și că rolurile pot fi și inversate și că femeia poate să preia frâul familiei și că bărbatul poate să aibă grijă de familie în alt fel și să nu se frustreze. Și atunci să nu caute hrănirea orgoliului în altă parte. Și lucrul ăsta îl spun din experiență, adică fix cred că din acest motiv poate am fost eu înșelată. Dar oricum într-o relație cred că greșesc amândoi. Am dreptate? Da. Adică în momentul în care dai vina doar pe partener, vai, mi-a făcut, mi-a tres, procentele sunt împărțite. Poate nu egal, clar că nu egal atunci când te înșală el. Nu egal, bărbatul 90-90. Dar și femeia are greșelile ei. Și poate nu l-a înțeles la timp, poate... Majore, nu știe să facă ciorbă, sarmale, se îmbracă prea sexy, nasol. Asta e just, da. Ce fel de bărbat îți dorești tu, Cristi? Mă iubesc. Să nu te înșele. Să nu te înșele. Să aibă bani. Să aibă bani. Să aibă curat. Să aibă o familie bună. Aole. Să aibă o soacră bună. Să nu aibă copii. Cere să nu puțin, dorească cere copii. Da, deci Cristina a avut vreo două relații care i s-au terminat pentru că bărbatul la un moment dat vrea copii. Și când ei veneau și îți spuneau, vreau copil, vreau familie, vreau aia, nu mai dansa, nu mai. Răbdare. Tu ce spune? Ai răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare până n-am mai avut răbdare. De acest motiv sunt singură aici, mașină cu tine, mers spre Mangalia. Deci, dragi băieți, dacă vreți să fiți cu Cristina, trebuie să dați nu vreți... mesaj. Să dați mesaj, să nu vreți copii și ce să nu mai fie. Să fie bun în pat, nu? Nu neapărat. Cum nu neapărat? Cum eu n-aș putea să fiu cu cineva care nu e bun în pat? Conexiunea sexuală este foarte importantă. Și mărime, pentru că Mihai are 1,93, deci evident mărime. După asta mică! Ce ceva! Asta este un vlog plus 18.